Bine v-am regăsit! Sunt Andreea. Astăzi vom vorbi despre planificarea drumului pe o hartă de navigație. Alături de mine este Valentin Ciurel, instructor al Mojo Yachting School. Vali? Mersi! Bun! Vrem să ne planificăm un drum. Drumul pe care vrem să-l facem, așa ne-am propus pentru această zi de navigație, să zicem, este de la Mangalia la Balcic. Planificarea începe cu creionul. În primul rând trebuie să determinăm punctul de plecare și începem să folosim instrumentele. Vrem să luăm coordonatele punctului de plecare. Așa că mergem la Mangalia. Avem zona, acum facem acea aliniere ca să ne putem raporta la axa dată de paralela geografică și vom merge până în dreptul punctului de plecare. Punct care l-am stabilit a fi în dreptul ieșirii din portul Mangalia. Tragem o linie paralelă și o notăm ușor cu creion, ca să putem șterge și să refolosim harta, înțelegeți. După ce am tras paralela, pot să măsor coordonatele acestui punct. Și avem coordonatele, doar latitudinea deocamdată. 43 de grade, 30, 40 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le notăm pe o hârtie frumos, în carnețel. 43 de grade și 47 de minute. Secundele nu sunt folosite în acest tip de determinări. După ce am stabilit latitudinea, același lucru trebuie să-l facem cu longitudinea. Și o să vedeți cum mut echierul, suport, ca să pot să fac translația, facem și un pic de ordine, ca să pot să fac translația. Da? Bun. Punctul de referință, apoi calibrăm direcția ca să putem avea o paralelă perfect. Da? Revenim pe punctul de plecare, care a fost aici. Mut suportul și încep să mă deplasez cu linia până intersectez rigla de măsură a meridianelor. 28 de grade, 30 de minute, 35, 36 și ceva. 28 de grade, 36 de minute. Și acesta este, deci, punctul de plecare. În felul similar cu acesta, determinăm waypoint-urile, punctele intermediare prin care trebuie să trecem. Și avem primul la capul Șabla, care l-am pus aici. Și o să-l regăsiți pe hartă. Facem pe monitorul de alături. Facem aceeași măsurătoare. Da? Determinăm latitudinea. Mergem până în punctul marcat, care va avea 43 de grade. Un 32 de minute. Latitudine nordică.
și punem frumos. Să aflăm și longitudinea punctului de la șabla, 28 de grade, 37 de minute. Est. Punctul al doilea. În mod similar o să facem și pentru Caliacra, pentru că dacă vă uitați, linia de coastă ne impune să schimbăm drumul când ajungem în dreptul capului Șabla și să mergem spre punctul de lângă capul Caliacra. În mod similar, facem ridicarea acestui punct, determinarea coordonatelor, latitudine, 43 de grade, 20 de minute și pentru longitudine paralelă cu meridianul, 28 de grade, 28 de minute, 28, 20, aici e 30, 28 de minute, mă rog, am zis că nu ne interesează, secundele nu le putem determina cu exactitate. Punctul final, Balcic. Repetăm figura. Metoda de determinare este exact aceeași. Determinarea unui punct pe hartă. Da? 43 de grade, 1, 20, 1, 2, 3 minute, nord, este marcat, până în punctul de referință, după care mutăm echierele și avem 28 de grade și 9 minute. În acest moment avem cele mai importante puncte de pe traseu pe care trebuie să le respectăm. Nu avem altceva de făcut decât să tragem liniile de legătură între ele cu creionul frumos. În acest moment putem determina distanța pe care o avem de parcurs ca să știm când plecăm și evident cu aproximație când ajungem. Și măsurăm lungimea acestor segmente. Exact în primul punct. Și vrem să știm câte mile marine sunt aici, între vârfurile acestui compas. Punem frumos aici vârful. 43 la fix l-am pus, nu are importanță unde, dar ne ajută să măsurăm. Deci, de la Mangalia la Șabla sunt 10, 15, 16, 17 mile și notăm 17. În mod similar de la Șabla
La Caliacra trebuie să fie foarte, foarte asemănătoare distanța, o spun din experiență, și avem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mile și ceva. Deci al doilea segment și al treilea segment al drumului, ceva mai scurt, va fi de 14, 10, 11, 12, 13, 14. Deci, avem 17, 16 și 14 mile nautice. Cele trei. Dacă le adunăm, sunt exact 47 de mile nautice de la Mangalia la Balcic. Socotim că embarcațiunea noastră merge cu, să zicem, 5 mile pe oră, 5 noduri. N-avem altceva de făcut decât să împărțim distanța la viteză și obținem timpul. Aproape 10 ore. Ce mai trebuie să determinăm și ce putem să determinăm folosind harta? Drumul compas este direcția pe care axul proba al navei îl va indica față de nordul compas. Îl vom folosi foarte des pentru a verifica dacă direcția navei este cea care trebuie. Așadar, în prima etapă a drumului, de la Mangalia la Șabla, luăm linia dintre cele două puncte și o transpunem, îi ducem paralelă după paralelă până pe roza de declinație. Cobor foarte mult, astea sunt condițiile, pe care schimb direcția în care fac translația și mă apropiu de centrul rozei de declinație. Am exact în centru, m-am oprit cu echerul și ce am de făcut. Direcția este de la nord la sud, deci voi citi 170 și 1, 2, 3, 176 de grade. Va fi drumul compas al embarcațiunii de la Mangalia până la Șabla. Apoi, de la Șabla la Caliacra. Facem exact același lucru. Tragem o paralelă la linia de pe hartă. Ducem până în centru rozei de declinație. Direcția va fi de la un, să fim mai exacti, de la un nord-est la un sud-vest, deci încolo. Tragem o linie ușor ca să putem să o ștergem și o să avem 210, 11, 12, 13. Următorul drum compas va fi 213 grade față de nord compas, față de direcția nord compas. Iar ultimul segment vom avea un drum compas. Apreciem care este cea mai bună apropiere pe roza de declinație. Ducem paralela prin centrul rozei, ca și data trecută, și vom avea un drum
aproximativ, deci 279 de grade. Fix. Practic știm direcțiile, știm lungimea fiecărui segment, putem executa întregul drum. Asta este deocamdată, mai avem încă o etapă de parcurs în lucrul pe hartă. Ne oprim aici pentru episodul acesta. Urmărește în continuare canalul nostru de YouTube și pagina noastră de Facebook și nu uita, like and subscribe!